acasă, nu este un concept, este pe care de sănătate. Și domnul Ciobotaru a făcut adresă practic către... Dar e bine să vă înștiințez către asta, către domnul președinte al PNL, Bacot. Subsemnatul Ciobotaru Nicolae, membru al PNL, în organizația Năstrea Cașa și consilier PNL, președinte al Comisiei Juridice, al 28 iulie 2018, îmi depun demisia din aceste funcții și din organizația PNL Năstrea Cașa din motive obiective. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Aceasta le dau doamna răspătirea de soțul, dar e președinte de PNL Năstrea Cașa, să mai vezi cu școala. Da, așa. Putem începe. 19. Cine mai vizionă? Dicătarul și este... Roșu, Sorin. Este anunțat și roșu, dar acolo că tot ce va putem, eu sunt zătrinite. Nu putem să ne înțeleg. El are serviciu scris. Vă rog, eu așa să vă zice. Da, vă rog să faceți propunere pentru un președinte și ședință. Dacă nu, vă rog să votați. Cine este pentru, împotrivă, cine? Haide, doamna, nu trece. De 30 august 2018, ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, având în vedere referatul numărul 4600 din 23 august 2018, a domnului secretar de Liniu Ioan, în care propune alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Nota de fundamentare numărul 948-1 din 22 august 2018, care susține propunerile proiectului planului de școlarizare pentru anul de învățământ 2018-2019, întocmit cu încadrarea strictă a numărului de posturi aprobate unității de învățământ de către ISJ Bacău, primită de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Raportul argumentativ numărul 1143 din 2 august 2018, primit de la Școala Gimnazială Regina Maria, întemeiem prevederile articolului 68, aliniatul 1 și articolul 115, aliniatul 1, litera A din legea numărul 215-2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, data de 30 august 2018, în sala de ședințe de la primărie, începând cu ora 16, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară. 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea avizului conform pentru rețeaua școlară. Și 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului POIM a sursei de apă aferentă sistemului de alimentare cu apa Comunei Mănăstirea Cașin. Articolul 2. Prezența dispoziției va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul de la primărie și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău. Primar a preotesei Gabriel, aviz de legalitate, secretarul Comunei Mănăstirea Cașin de Liviu Ioan. Acum... Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, ordinea de zi. Împotrivă? Ține? Procesul verbal de la ședința. Da. Supunem în raport procesul verbal de la ședința trecută. Pentru? Și pentru? Împotrivă? Împotrivă și abține. Ține de la ședință.
Da. Punctul 1 l-am făcut. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Da, avem, suntem în luna, la sfârșitul luna 8-a și avem cam multe probleme de rulare și probleme mari. Atât vreau să fac propunerea pentru a aduce suma de 450.000 de lei din trimestrul 4, în trimestrul 3, pentru că avem lucrurile la extinde, la elite pe care la scutare. Și am rămas fără să ne îndrimeze 3, dar trimestrul 4 începe în luna octombrie și este foarte târziu ca să plătim datoriile pe care le avem în constructorul. Ați văzut că lucrarea este aproape de finalizare. Și am primit suma de 47.000 de lei la reparații drumului ca efect al calamităților care au avut loc în luni, iunie și iulie. Și la școală avem nevoie de suma de 31.000 de lei pe care să o luăm de la administrație locală. Mai respectiv la reparația pe care aveam mai de făcut la primărie, să ducăm drumul la școală, că avem nevoie de niște bani acolo pentru proiectul care, pe care l-am semnat, deci am semnat deja contractul de finanțare, contractul de lucrări. Lucrarea a fost luată de către Alconet, se cea cu SRL. 3 luni de zile vor avea va avea loc proiectarea. Deci după o perioadă de 3 luni asta s-a întâmplat în luna iunie, ar trebui ca la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, să ne fie predat proiectul tehnic și să trecem la, la treaba proiectului. Avem nevoie de avize, de autorizații de construcție și așa mai departe. Plus că am mai avem niște, mai înregistrat niște datorii la achiziții și așa mai departe. Deci cam la asta s-a referit rectificarea bugetară. Vă repet, e vorba de 450.000 pe care aveam prevăzuți în trimestrul 4 la extindere de rectificare, 47.000 de lei care sunt la reparații drumuri veniți prin hotărâri de guvern și 31.000 pe care îi luăm de la administrație și trecem la școală. Dacă sunt întrebări... Deci 31.000 de lei? De la noi, de la administrație publică. Sunt în numai pentru proiectare? Nu. E vorba de avize, e vorba de achiziție, pentru că procesul de achiziție a fost făcut de cineva în mișter. Plăți, ce mai avem noi de... S-a întâlnit contractul de proiectare? Deci, lucrarea a fost proiectare plus execuție. Pe același contract. Nu, tot executat, dar eu am făcut o asociere și au venit în asociere. Bun. Proiectantul plus constructor. Da. Și, cine e proiectant? Proiectant e o firmă de la Iași. Nu vă spune nimic. Pencraft. Pencraft Iași. S-a făcut licitație? A fost licitație. Când vorbim de achiziție, e clar că s-a făcut o licitație. Când vorbim de achiziția serviciului, e clar că s-a făcut o licitație. S-a făcut o licitație. S-a făcut o licitație. Unde s-a făcut aici? Nu, s-a ținut online. Licitație, da. Uitați în forma asta. Da, să nu e încă. Da. Nu e cineva care... Alte întrebări, dacă nu se puneți la vot, vreți. Se pune la vot. Cine este pentru? Toți. Abțineri? Deci, nu am venit, dar vreau să spun la domnul primar. Această sumă de 450.000 pe care urmează să o dăm din de la primărie, se zic, de la școală. Nu, dai și 450.000 la extindere rețeaia electrică. Vorba de 31.000, am spus, la școală. Astea 31.000 fac parte atunci din bugetul comun, da? Da, bugetul nostru, da. Care este anul ăsta de cât? De tot anul? La bugetul total al comunii, 79 de miliarde, 7 milioane 900.000. Inițial, poate de începe inițial. Finalul nu vedem la sfârșitul. În anul trecut, ați avut buget de 100.
de miliarde. La final. N-am avut niciodată bugetul ăsta. V-ați avut domnul? Da, n-am avut niciodată. Bugetul anului trecut, la final, a fost 120 de miliarde. 120, deci 19 miliarde. 19 miliarde, da, 19. Bun, și anul ăsta sperăm să fie la fel? O să fie ceva la urmă, presupun, final. Pe care îl vom afla la finele anului. Să nu, 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 atunci pe bugetul final al anului ăsta. Da. Afectează suma asta, cu mai facem parcare aici? Nu, nu, asta e ceva. Altceva, e altceva. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului confort pentru rețeaua școlară. Aici, da, da. Avem adresa inspectoratului școlar județean, numărul 141 din 22 august 2018. Referitoare la proiectul de plan de școlarizare pentru anul de învățământ 2018-2019. Vă transmitem alăturați pe analiză și aprobare proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 în conformitate cu prevederile anexei Ordinului Ministerului Educației Naționale, numărul 5777 din 2016, pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea ciclei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, care cuprinde anexe completate, anexa 11 B, anexa 11 A, anexa 1, anexa 2, anexa 2C. Menționând că la celelalte anexe nu avem cazuri. Marchetele sunt completate pentru fiecare unitate arondată în structură. Alătură o notă de fundamentare care susține propunerile din anexele proiectului planului de școlarizare și care urmărește precizările din metodologia menționată anterior. Alătură solicitarea de realizare a funcționării unor formațiuni de studiu cu număr de elevi pentru limita legală. Precizăm că prezentul proiect al planului de școlarizare pentru anul de învățământ 2018-2019 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat unității de învățământ de către ISJ Bacău. Propunerile de plan de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 respectă prevederile legii numărul 87/2006 și a ordonanței de urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației. Prin urmare, în proiect am cuprins numai propuneri pentru unități de învățământ, niveluri de învățământ, forme de învățământ, filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale, ramuri sportive, acreditate sau autorizate prin ordine de mediu. Pentru anul școlar de 2018, am luat toate măsurile care se impun pentru a nu se moderniza clase sub efectivul minim admis de lege și pentru a respecta prevederile legislative privind finanțarea unităților de învățământ pe universitate de stat, finanțate din bugetele locale pe baza standardelor de cost pe elev preșcolar. Conducerea unității de învățământ își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii fundamentale și proiectului planului de școlarizare cu respectarea prevederilor anexei la ordinul Ministrului Noului Educației numărul 5777/2016. Prezentul proiect de plan de școlarizare și fundamentarea acestei au fost dezbătute și avizate în ședința Consiliului Profesoral din data 204/4/2018 și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data 7/8/2018. Semnează director și secretar. Raport argumentativ. Privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar 2018-2019. Subsemnatul de șomier în calitate de director la școlii gimnaziale Regina Maria Năstreaca și având în vedere prevederile legale, referitoare la organizarea, reorganizarea rețelei școlare, având în vedere legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare, articolul 19, 20, 45, alineatul 5, 6, articolul 61, legea Administrației Publice Locale numărul 215 pe 2001, modificată cu modificările și completările ulterioare,
articolul 23, Ordinul Ministerului Educației Naționale, numărul 5777, consider oportun și necesar adoptarea unui hotărâre a Inspectoratului Școlar de Teama Vău, privind aprobarea structurii rețelei școlare propuse să funcționeze în anul 2017-2019, cum urmează. Școala Gimnazială Regina Maria Mestrea Cașa, școală cu personalitate juridică nivel primar plus gimnazial, va funcționa cu un număr de 11 clase și un efectiv de 239 de ele. Au fost comasate două clase A, clasa a 8-a, dar și măsură luată pentru a ne încadra în bugetul alocat pe anul 2018 și 2019. Nu, ce mai bine 2017-2018, este o greșeală. Nu, probabil, nu. Așa 2018-2019, poți fi 2017. Da, așa vorbim. Și a redactat. Și a redactat. Da, probabil. Nu, e vorba de 2018-2019. Dacă am spus eu 2017, dar nu am fost 2017. Școala Gimnazială nr. 2, Mănăstrea Cașa. Structura Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstrea Cașa va funcționa cu 4 clase, 90 de copii preșcolar, nivel preșcolar, 4 clase și 62 de elevi la nivel primar, 3 clase și 60 de elevi la nivel gimnazial. Grădința cu program normal numărul 1, Mănăstrea Cașa, structura școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstrea Cașa, a fost desfințată ca și structură și mutată la școala gimnazială numărul 2, Mănăstrea Cașa, nivelul preșcolar. Se face precizarea că în anul școlar 2018-2019, unitățile școlare nu funcționează cu clase sub efective minime. La școala gimnazială Regina Maria Mănăstrea Cașa avem două cazuri de clase care vor funcționa cu un număr de elevi peste limita maximă admisă, clasa a doua, 29 de elevi, și clasa a treia, 29 de elevi. Motiv pentru care solicităm aprobarea de a funcționa Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Precizăm că prezentul proiect al planului de școlarizare pentru anul de învățământ 2018-2019 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobate unității de învățământ de către ISJ Bacău. Care e norma legală pentru numărul de elevi la o clasă? Numărul minim. Cât? 15? Cum se zice? 12? 12? Deci clasa este așa. Deci numărul minim. Și a doua clasa treia? 25, nu? 25. Păi dacă s-a încălcat la 29, da. Nu trebuie să mai dăm. E aproape dublu față de numărul ăsta. Păi nu mai facem. Dacă ai 30, făceai numărul minim. Anexa 11b. Rețeaua unităților de învățământ universitar, personalitate juridică, care va funcționa în anul 2018-2019. Program, școala gimnazială de Tina Maria Mănăstrea Cașa, primar plus gimnazial, limba de predare română, adresa Mănăstrea Cașa și așa mai departe. Număr de grupe preșcolare, nu? Da. Așa, preșcolar clasele 11. Număr de preșcolar 239. Da, și toți. Total posturi didactice 17,62, 18 aproape. Didactic auxiliar 2,25, nedidactic 7. Școala gimnazială numărul 2 Mestrea Cașa, un număr de grupe 12, număr de elevi 212, posturi didactice 14,05, posturi didactic auxiliar 0,10, nedidactic 5,25. Asta e anexa 11b. Adică poți fi 14,05, da? Da, nu e spuntat, nu e așa de iese din clar. În care fără? Au... Au... Metodologia de clar. Probabil că ne rotunjeze, la 16-65, de exemplu, cu factor. Da, așa, nu? Așa, nu? Nu se rotunjeze. Așa, rămân doar numele între aici, fără frații? Nu, frații, cum ies, așa că se rotunjeze. Păi cum se face 17,65 posturi? La ce? Posturi? Da. Păi da. Așa se calculează.
calculează e clar, dar cum calculează ei postul? Numărul de personal, 765. Păi, să vedem că un post, de exemplu, învățătorii sunt, sunt categorizați ca posturi, da? Deci un învățător înseamnă un post. Iar 18 ore la profesori înseamnă o catedră, adică un post. Dar sunt profesori care au grad 1 și vechime peste așa și au dreptul la normă de 16 ore. Lor li se iau în calcul 16 ore pentru o catedră. Sau sunt, de exemplu, cadre didactice care predau și la primar și la gimnazial, au catedra de 19 ore pentru a-și acoperi acea săptămână de vacanță de la primar. Și toate însumate, deci avem, să zicem, 3 cadre cu 16 ore, 4 cu 18, 5 și se jumătate, dar numai de ore. Pentru că, bine, orele se calculează la planul cadru. Fiecare clasă de elevi are un anumit număr de ore. Orele respective la profesor se adună, se iau de acolo, ia cu 18, ia cu bine și se iau. Metodologie din cadru. Era bun, dar până iată unul de părere exmice. Deci anexa 2, învățământ primar existent în 2017-2018, total învățământ primar număr de clase 6, număr de elevi 139. Clase pregătitoare 1, cu un număr de elevi de 18 elevi, la clasa 1 o singură clasă cu 29 de elevi, clasa 2 de 2017-2018. Clasa a doua, o clasă cu 29 de elevi. Clasa a treia, două clase cu 41 de elevi. Clasa a patra, o clasă cu 22 de elevi. Propuneri pentru 2018-2019. La tot la primar, 6 clase cu 142 de elevi, din care pregătitoare una cu 25, clasa a întâia una cu 18, clasa a doua una cu 29, clasa a treia una cu 29, clasa a patra 241. La gimnazial, în 2017-2018, existent, da? 6 clase cu 119 elevi, 2 clasa a 5-a cu 32 de elevi, o clasa a 6-a cu 19 elevi, două clase a 7-a cu 39 de elevi, o clasa a 8-a cu 29 de elevi. Propuneri pentru 2018-2019, 5 clase cu 97 de elevi, o clasa a 5-a cu 22, două clase a 6-a cu 32, o clasa a 7-a cu 20 și o clasa a 8-a cu 23. Asta a fost anexa 2. Anexa 11-a. Care funcționează în 2017-2018. Aici la șapul facem, da. Așa, și 2. Mai avem anexa numărul 1, planul de școlarizare existent în anul școlar 2017-2018. Grădinițe 2, 2017-2018. Dar se referă la aceleași date, practic, nu? Ce se poate fi? Planul de școlarizare a fost în 2018-2019. Credințe cu program normal 4. Grupa mică 1, de 3-4 ani, grupa mijlocie 4-5 ani 2, grupa mare 5-6 ani, total 90 de copii,
numărul de copii de grupe, 22 la grupa mică, 48 la grupa mijlocie, 20 la grupa mare. Da, și da. Deci, domnule, ca să rămână o cifră de multe, să... Da. La școala numărul de aici, câte ai plecat? 239. 239. Va funcționa până anul... Cum o dată? 2018-2019. Deci, trebuie să se întâmplă, da? Da. La școala numărul 2? 90. La școala numărul 2 va funcționa... 90. 212. 90 de credință. 90 de grădinițe. Cu 220. La grădinițe câte ani? Nu, în 90. Grădinița e 90. Bun, deci în total vom avea în jur de 450 de elevi. Da, 451 în anul școlar 2018-2019. Deci 451 de elevi la două școli. Da. Seau de clasă câte avea la școala 1 și la 2? 4 plus 4. La școala... La școala 1. 4 plus 4. 4 plus 4. 4 jos și 4 sus. 4 sus și 4 jos? Da. Și la școala 2? Cam tot. Nu bună e sală de... Sot. Nu de sport, e calculatoare ceva la informație. Deci, 4 plus 3. Nu știu, nu. Păi dacă, în total, deci, vor fi cam 44, cam 16 sări de clasă. Pentru acești 451 de... Da. Asta înseamnă că vom avea la fiecare clasă sub, grosomor, așa vedeți, sub 20 de elevi. Așa fost? 16, 20. 20. Dar metodologia aici la care se calculează, cum noi facem. Adică vreau să scot în evidență. Nu, vreau să scot în evidență că spațiile pe care le avem în comuna Mureșteacașe sunt suficiente pentru câți elevi avem în teritoriu. De acord? Cu afirmația asta, nu? Nu e adevărat. Păi, nu luați în calcul. Nu luați în calcul faptul că grădinițele, de exemplu, sau grădinița numărul 1, funcționează într-un spațiu subdimensionat, unde stau îngrămădiți copiii, parcă la avicola, dacă duceți la, grădiniță, o să vedeți. Și copiii aia trebuie luați și mâncați într-un spațiu. La care grădiniță? La grădiniță, da. Nu ești suficient. Dar după aceea funcționează în următorul de copii. Asta încerci, pentru că pe noi nu ia în calcul fapt și chestiunea asta, că acei copii vor fi mutați într-un spațiu suficient. Și să învață schimbul dimineața, plus că se rezolvă chestiunea unui program normal. Adică toată lumea să învețe așa cum trebuie, fără să mai fie ciclu 1 dimineața, ciclu 2 după amiaza, plus că ai dotările necesare unui spațiu de învățământ normal și în sfârșit faci spațiu normal pentru învățământ. Am înțeleg că ce vă roade atât de mult faptul că o face pentru școală. Mă roade pentru că după părerea mea, nu mai este interesantă de investiții. Pentru școală nu este niciodată cheltuit prea mult. Pentru școală. Niciodată nu există. Eu am învățat de la clasa 1 până la clasa 7, la clasa comună. Și de-a lungul anilor, comuna asta a dat prin școala care elevi la campionatele naționale, la olimpiadele naționale. Deci nu s-a pus problema, nu s-a pus... Nu înțeleg ce legătură are. Are legătură, că nu s-a pus problema că nu se face învățământ de calitate. Trebuie să faceți comparații. Și eu în Freang am învățat cum am învățat, nici condiții am învățat și a fost eu în Freangă. Dar nu puteți să faceți ba, da, ba, da, dar ba, eu vreau să fac comparații între școala Mureșteacașe și o școală din Onești. Și de ce? Adică să n-ar veni cineva la Onești, spun, băi, lucru la Mureșteacașe pentru că e o școală mult mai bună și mult mai dotată. De ce să nu fie așa? Adică Mureșteacașe trebuie să aibă
pari, să fie paria școlilor din județul acolo. Nu, 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 nu gândiți așa, domnule. Păi nu, așa gândiți, domnule, așa gândiți dumneavoastră. Așa gândiți dumneavoastră, pentru că chiar dacă se mărește școala asta, da, cetățenii comunii Universitatea Brașov tot vor pleca cu copiii la Manești. Nu cred. Foarte bine pregătite aici. Domnule, domnule, copiii mei au învățat la Mănăstirea Cașin, domnule Beloș, și mă mântuiesc pe chestia asta. Da, da. Ambele mele fete au terminat clasele 1-8 la Mănăstirea Cașin. Și mă mântuiesc. Dar copiii mei au învățat mai întâi să vă spun că au învățat la Mănăstirea Cașin. Da, domnule, da. Mă rog, deci nu, a fost ca o paralelă. Nu, domnule, dar nu am mai tine reos. Da, nu. Haideți ca să ne semnăm ce au fost la am deviat. Adică vreau să vă spun că spațiul digital este suficient. Întotdeauna susținut despre asta și... Mie mi-a dat un spațiu, nu o spațiu. Păi nu o să fie unul vreau de la mea de sub, trebuie să faci și toate comună. Că rămas de rușine. Toate m-am văzut de rușine. Da, haideți. Doamne, haideți să trecem la subiect. Păi nu suntem la rețeaua școlară și n-are niciun rost. Cum ar rost? De ce este rețeaua școlară și în legătură cu rețeaua școlară, vreau să ne exprim punct de vedere. Deci, problema mea este aceea că spații existente la școlile din Universitatea Cașin sunt suficiente. Consiliul nu se credea. Pentru că banii care se cheltuie pe investiția asta care trebuia de 10 ani, când trebuia să fie gata, trebuia să fie gata până acum de 7 ori. Înțelegeți? Că de-aia nu avem trotuare pe aici, de-aia avem hasna în fața școlii, de-aia problema dispensarea nu s-a terminat. Și mă mulțumim. Haideți să vă păstrăm pentru diverse. Deci, da, să vă dispensar la trotuare, la ieși la școlii. Mai aveți ceva la adresa la școlii la Pândărău? Da, domnule, am dat niște vedere. Aha, da. Unde am dat niște vedere. Da, păi, da. Haideți să spunem la vot. Cine este pentru? Contra? 7 lei. Așa. Acum trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului OIN, a sursei de apă aferente sistemului de alimentare cu apa comună în Mănăstirea Cașin. Da. Păi nu o să vedeți. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Nu putea să fie... Proiect operațional cu infrastructura mare înseamnă. Infrastructura de care? Infrastructura mare. De aflat prin Ministerul Mediului. Da. Știți că noi am aprobat... Trebuia să scrieți aici de explicit. Da, v-am explicat acum. Am fost contactat de cei din conducerea CRAB-ului Bacău, care s-au ocupat de implementarea proiectelor, atât canalizare cât și pe alimentare cu apă. Și am avut o întâlnire de lucru unde am făcut o minută pe data 24 a votat 2018, cu ocazia ședinței referitoare la situația juridică a terenurilor cu comuna Mănăstirea Cașin. A participat doamna directoră din Achipier din partea CRAB-ului, doamna Costraș Daniela, manager de proiect, doamna Tofan Anca, director de proiect și eu, ca primarul comunei Mănăstirea Cașin. Unde s-a pus problema că trebuie să asigurăm și era clar, dar ei trebuia să convingă, pentru că până la urmă, orice fiind bani europeni, de ei întreabă la un moment dat, doamne, faci la Mănăstirea Cașin, dar de ce nu există, nu există apă? Și am luat obligația că până la data de 30 decembrie 2020, noi se punem la dispoziția lor sursa de apă împreună cu tot sistemul ca să-și poată face... Deci care e termenul de finalizare a vizibilii apă în comuna Mănăstirea Cașin? Nu finalizare. Predarea către CRAB să se facă până la data de 30 decembrie 2020. Predarea către ei. Și în sfârșit, întreb eu ei lor până acum, pregarea apă așa cum semnată de 10 ani. Când este termenul de punere în funcțiune acestei instituții? Deci nu există un termen de punere în funcțiune. Ne vedem la care de gândire. Până la data de 30 decembrie, noi trebuie să o predăm pentru ei ca să fie și să fie... Domnule, încercat într-o ședință de luna martie, ai promis că până la sfârșitul anului, va fi gata rețeaua de apă. Ai promis chestia asta? Domnul Belău, nu am promis chestiunea asta. Ai promis, domnule, ai promis, noi am spus atunci când a
apucăm de lucru. Asta am spus. Da, dar așa ne apucăm de lucru, da? Nu, domnule, da, nu. Am spus da, că ne apucăm de lucru. N-am spus, dăm dat termen de finalizare. Nu, domnule, ai spus că până la sfârșitul anului se termine lucrarea asta care terminează de 10 ani. Domnul, nu avem apă, domnule. Dumneavoastră sunteți omul care vă știa măciți, deci uite-te la vârsta dumneavoastră, încă nu mă reușiți să înțelegeți anumite chestii și vă stămăciți. Nu, nu vă stămăciți! Sunt înregistrat, domnul Găluș, și când scuzăm chestii dumneavoastră. Domnul primar, vă rog să spuneți un termen, măcar aproximativ, când beau eu o carne de apă din această rețea. Nu pot să vă dau un termen acum. Păi cum nu poți să, dacă a fost termenul dat în 2008, ca fiind gata, și acum se chemă 2018. Au fost diverse piedici pentru finalizarea. Ce credeți, domnule? Ce credeți, domnule? Le știți foarte bine și nu mă lăsați ca să termin. Păi nu, nu, nu vă las, domnule, că pe mine mă interesează asta, domnule. Deci vreau să am apă în comună în Mărăstrea ca și până la anului. Pentru că așa e promis, domnul primar. Dar ți-ai văzut, domnule, de comuna asta, cu toate, nu numai cu apă. Ai făcut numai prostii în comună. Haideți să... Eu vă suspectez că înainte de a veni la ședință, dumneavoastră mai consumați ceva. E adevărat? Ce-am făcut? Consumați ceva înainte. Da, da, dar se vrei? Ia, pune fiorul. Nu știu ce ne vorbește așa. Nu știu să vedeți numai cu rost. Spune-mi, domnule, fiorul, adică mă faci pesic, da? Nu vă faci pesic, dar vă suspectez, domnule, dar am trebuit. Domnule, ți-am spus că este vorba de o chestiune foarte importantă, cea mai importantă chestiunea comună este rețeaua de apă. Ai promis în articul este gata până la anul. Haideți, nu mai vorbim din amintiri. Hai să arătăm de nimeni. Doamne, lăsați un pic de eu stau aici și să vă ascult poveștile de ce mai vorbim din amintiri. Dar nu mă interesează părerea mea. Deci avem subiectul divers și unii mă puteți... Ia de amintiri acolo. Dar nu vreau să fac un curs. Deci, indiferent cum facem, că e la anul, că e până în 2020-31 decembrie, noi trebuie să ne dăm sursa cu sistemul funcțional. Asta ar fi termenul maxim. Asta e termenul maxim, nu, nu, nu stă. Altfel să te scoși de la finanțare. Hai să ne verificăm. Consiliul local.
Predarea sistemului până la data 31 decembrie 2020. Este contra? Abține? Eu mă abțin. Doamna, da, vă spus. Trebuie predat. Da, trece. Haideți, trecem la agenție. Că scrie, da. Scrie, da, scrie, da. Domnul Chelaru. 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 Lucia, bun, da. Doriți? Eu. Da. Domnul Lazar. Lazar. Și eu. Milu. Genial. La urmă mă scriu și eu. Bine. 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 M-am văzut, da? Da, și tot îți văd. Mă scuzați, eu la urmă, să vă văd. Da. Vreau să aduc la cunoștința executivului. De fapt, am mai spus și ședința precedentă. Despre drumul ăla acolo de poliță de la Iuță. S-a surpat într-un mod groaznic și continuă să surpe. Nu știu de ce cauză se accelerează așa tare surpare. Ați făcut o adresă să apele românii. Deci, Evo se preconizează să... Apele românii ne-au introdus cu două lucrări mari pe Evo. Ne-au și prioritizat, așa ca să zic, în planul lor de acțiune. Vorba de zona Alexandru, unde am ținut neapărat, am 700 tonne între proiecte, domnul Scotaru, un teren ca să vadă despre ce vorba, și zona de la Lupești. Este adevărat că se așteaptă și o hotărâre din guvern vis-a-vis de zona Varaș Mărășteanu ca să se inițieze niște lucrări rapide ca să se termine odată cu... să se scoată din pericol zona aia de jos. Dar astea două zone am intrat în atenția voastră. Da. Ar mai fi o problemă pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră, e montarea unor lămpi. Unde? Să, la Velikov, la Rusu, aici la capăt terminal, nu se termină rețeaua. Dar la Rusu nu este? Este. Deci, mai, cum îi zice, la următorul, la, nu, acolo puteți să mai puneți, mai spre... Spre Scăviță acolo, da. Da, dar nu știu dacă avem cap. Nu, este deasupra la Pescoviță și la Rusu. Nu am văzut cap. S-ar putea să iasă? Iasă. Dar nu fie, nu acolo, dar de la Alexandru până la Velikov, până la mine, nu mai e niciun altul. Da, ăsta este treaba. Și m-am lucrat la munchi acolo, sus, pe pricura al metrului, adică a fost o lucrăie că ea... Notează de pe Velikov, la cimitir acolo s-ar putea interveni un pic cu buldoz, să nivelăm un pic acolo, tot s-a scos din drum, s-a dat... s-a cărat din cimitir. Pământul care a fost împus, s-au făcut niște drume pe acolo, ar putea să interveniți un pic. Da. Și v-am rugat ce soluție s-a găsit cu montarea, strângerea deșeurilor de la ce se strânge de la cimitir. Ceva, nu știu, ați spus dumneavoastră că vă gândiți la o soluție. Ceva, am zis un container și ați dumneavoastră că o să dați dependență, că o să ducă lumea acolo cu noi toți. Un container înseamnă... Mi-ați explicat, n-ați zis nimic. Să facă biserica, să facă contract ca să ridice în fiecare marți. Altfel, ei trebuie să, de exemplu, să ridice de la cămin, da? Și să decontează primărie. La cămin am avut discuții cu cei de acolo, de la ăștia, chiar ne-am zis ia contarea de acolo și a zis că nu vrea să le ia. Nu am avut nevoie. Foarte dubios. Foarte mult. Da. Deci acolo nu știți ce să luați. Văd că mereu mă duc la cimitir și văd aruncate acolo. Coroane, e ca la... Oricum trebuie să se întâmple ceva, că nu poți să-l lași așa. Da, nu știu ce se întâmple. O problemă care aș vrea să o aduc în atenția dumneavoastră, ce face cu școala gimnazială? Se degradează pe zi ce trece acolo, să vede cum văd eu. Școala gimnazială de la Lupești. N-are soluție, domnule. A fost o soluție. Cine o are în administrare? Cine o deține? Ce se întâmplă? Eu am fost acolo întâmplător, m-am dus la BT-ul și am văzut pe acolo deja ce pus să mai e. Pe spate, pe acolo, uși deschise, crăpate, pap, topor, în pare. Ușa din spate. Chiar este despre... Da, să te arătă. Ia ziceți, domnul Mare, apropo de chestia asta, ce faceți pe spate? Pe aia de la Haluș? Conservare, domnul. Aia da, conservată, nu vă e rușine să zici că aia conservată, nu vă e rușine, hal de primar și vă ieși așa. Cum să nu domnule, am lăsat domnule să vorbim, interveniți peste mine, păi plec atunci, nu dau demisia și nu vreau mai...
șef la PNL. Atitudinea este pur și simplu provocatoare. Deci este provocatoare și nu vreau să răspund noi provocări domnului cu... Este Ionel Pala, șef. Nu, mă interesează filiala locală. Și aș vrea ca șefii de la PNL să ia atitudine vis-a-vis de comportamentul comunului. Dar vis-a-vis de comportamentul primar în ea? Că și-a văzut la de comunul ăsta, că și-a văzut. Civilizație nu există, iar eu nu cred că PNL-ul este caracterizat de comportamentul domnului PNL. Sub nicio formă. Rolul consilierului este de a aduce la cunoștința executivului probleme din teritoriu. Pentru că nu poate să acoperi executivul să vadă tot ce se întâmplă. Exact. Eu așa consider că ăsta e rolul meu. Au o groază de probleme și trebuie să le aduc la cunoștință. Și nu rezolvă nicio. Asta nu e problema mea. Nu numai asta. Le strică și pe alea care se fac. Bun. Aș mai vrea, dacă se poate, să dați un pic vodă. Acolo s-a turentul ăsta de la ursul din spatele ursului. Ne strică o grămadă de izlaz. Să ne facem un pic acolo. Bine, dacă o fi plătim, sunt niște bani. Dar s-a stricat o groază de izlaz acolo. Dacă ne trebuie să ne puteți să ne dați vodă. Faci spre ce din toate asociații și... Da? Da? Bine, mulțumim tare. Cam atât am avut. Da, vreau să spun că eu ca cetățean al comunei Mărăsărăcașului care plătesc multe impozite și taxe și îl țin pe primar și pe cei de aici cu salariile care ies în bucarul meu, trebuie să știți că plătesc în fiecare lună 160 de milioane de lei. Sunt total nemulțumit față de activitatea și ceea ce se întâmplă în comunea Mărăsărăcașului. Prin natura relațiilor pe care le am, primesc fel de fel de telefoane și nu numai Facebook-ul este plin de acuzații la adresa executivului pe aici și toată lumea spune că și în paranteză are 95 milioane de cifri, să zice, salariu și nu se face nimic și comuna se degradează. I-am spus primarul Sia Alexei de la Soroiu, de exemplu, dar nu vrea. La Soroiu, cel puțin, s-au făcut niște chestii și deși există și acolo lucruri mai lucru pentru mai bine. Acolo sunt ei bine și sunt mult mai sunt deasupra noastră. Ce vreau să ce se mai refer? Mă refer la o ținut de chestiuni care trebuie neapărat rezolvate. Cu apa s-a discutat, conducerea a fost a luat latitudinea care a luat-o, dar vreau să știu ce se mai întâmplă cu hotărârile care s-au luat de-a lungul ședințelor de Consiliul Local. De exemplu, ce se mai știe despre dispensarul de la DSD Țafăru? Am plătit atunci, așa, eu n-am văzut, dar primarul a zis că a plătit un avocat cu 60 de milioane. Și nici nu știu, dar puteva să spune domnul. Nu am făcut procesul ăsta în următoarea situație. Nu? Pentru că au trecut 14 ani de zile și clădirea se degradează, doctorul uman este total nemulțumit, terenul la care nu trebuia să fie al lui Simeon, văd că tot al lui Simeon rămâne, pentru că a fost luat cu hapca, și situația în sănătate, în comuna Mărăsărăcași, este sub orice critică. Vis-a-vis de acest proces care ziceți că este... Avem termenul 18 septembrie. 18 septembrie este terminul judecătoriei. Domnule, de când îmi spui că de 18 septembrie... Am dat și am dat cu pixul pentru 60 de milioane de lei, domnule. Da? Cred... Da, nu mă, trebuie să plătești. Orice serviciu îți plătești. Da, nu așa, nu așa. Mai bine spune pe Dragomir să se ocupe de că și el este. A fost o aprobare Consiliul Local, nu păi, da ce? Eu așa cu... Păi cum? Da? Păi de ce a fost pusă problema asta? Da, să e o problemă foarte sensibilă care... Eu sunt sigur că se va rezolva acum. Păi, domnul primar, dumneata ești sigur de 14 ani de se rezolva. Este în aceeași... Așa, să rezolvă. Ați domnul Gineat în 1996. Nu, asta. Domnul Beloiu, care a fost și el primar, și știi, a fost primar, dar el... A făcut de Comuna Mărăsărăcași. Păi spune ce de administrația Comunei Mărăsărăcași. Ce? Domnul, spuneți exact. Vă răspund asemenea, că 18 septembrie este termenul la... Și ce aveți de gând să faceți? N-am nimic. Avocatul se duce, susține... Și ne prezentați la instanța sau vreți ca să vă duc și eu? Mai mult încurcați. Mai mult încurcați. Stai, nu știu. Nu, că nu puteți să vă duc. S-ați zis acolo. A, bineînțeles. Sunt ședințele publice. Dacă primarul nu ne aduce la cunoștințe,
gradul și exact ce se întâmplă cu fiecare proces, voi fi la trece. Clădirea aia se dă în urmă, domnule. Nu-ți așa procesul marca... Da. 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 Ești rău făcător, domnule, că se dă în urmă. Da. Deci... Calumnii. Da, sunt multe și provocări, dar mă rog. Da, domnule, nu sunt calumnii. Nu sunt calumnii, sunt discuții într-un procedor. Nu, nu sunt discuții, nu sunt discuții. Eu n-am trebuit să fie ca asta de acolo. Domnul Beran. Nu trebuie să dau un cap. Pur și simplu, ești persoană publică, ești plătit din banii mei și am voie și să te critic. Și are voi oricine. Să criticați, nu să aduceți acuzații și calumnii. Una este critică. E critică, domnul. Nu știți să face diferența de una așa. Da, haideți dacă mai aveți un problem punctual. Să uniți mai multe. Doamne, știți ce mă bat, am și eu o problemă care trebuie să o ridic aici și mă plictisesc ascultând calumnia. Da. Păi bine, da, asta e cu ce stau, dacă ce vreau. Domnule, tot telefonic și prin Facebook văd că este anonestat mereu. Doamne, dar spuneți părerea dumneavoastră pe Facebook, o vede fiecare. Andreea, o dată lumea, ce ai avut, domnule, că a vestitat poarta aia de intrare la Negare? Hai, zic, care poartă? Poarta pe care n-ai făcut-o, tu l-ai stricat, domnule. În loc să cumperi 2 kg de boxea, se boxește acolo 5 lei. Era pe report public aia, domnule. Nu mai vorbim, domnule, că am dat fotografiile de acolo, cum era, dacă venea un mai mare, omorau oamenii acolo. Da, și doamne, zic, domnule, ce fotografii? Că erau ordinii de țafăzării, domnule, să pui 2 kg de boxea. Domnule, dacă eram la acolo, dacă eram la mine acolo, puneam în fața buldozerul și nu avea mai atât. Mai lasă, n-ai făcut totul, domnule. Deci, mă, tu rei de ea-l-o, care au aparținut sectorului de exploatare.
Iar aici a intrat inclusiv sediul sectorului de exploatare. Sediul pe care noi îl folosim în ziua de astăzi. Dar acolo unde construcțiile erau pe teritoriul Om Silva, administrate de Om Silva, proprietatea statului român, bineînțeles că este specificat că terenul aparține de statul. Da? Ele sunt date cumva pentru a fi evacuate terenul. Da? Pentru a fi ce? Evacuate terenul. Demolate. Așa cum s-a demolat cabana de la Scorboroarea, cabana de la Chiu. Ai auzit, domnul Vice? Habar n-ai nici un proces verbal. Habar n-ai nici un proces verbal. Bunurile astea, noi bineînțeles că am acceptat la momentul respectiv că ele se treacă în domeniul public al comunei, numai că acolo unde terenul este al statului, administrat de Om Silva, nu avem, noi nu putem scoate la concesiune mâine să zicem, domnule, vrea cineva cabana la Bucea și dă-i cabana să o administreze, să o facă și să o spun în... Nici noi nu avem sumele necesare, pentru că, de exemplu, domnul Chelaru știe foarte bine. Cabana la Gavrilești, în partea dreaptă, cabana de muncitori, acolo când am luat terenul, am cerut expres să mi se dea și terenul de sub cabana. Și acolo toate sunt ale noastre, ale comunei. Culmea este că noi nu avem bani la ora actuală și vedeți, noi nu putem să facem un dispensar, dacă trebuie să mă apuc să bag banii cabana la Buciaș. Nu-ți dă voie niciun cap de administrator, oricât de pătrățos ar fi el, ca să bagi, să faci cabana la Buciaș, să lași dispensarul. Dar nu știu Însă, însă, am avut discuții cu Om Silva și a rămas ca ei să le ia, să le administreze cum se poate. Adică nu mă interesează să fie dărâmate. Dacă o litigiu acum cu Om Silva, înseamnă că obligația la Comunei Mănăstirea Cașa să ia clădirea aia de acolo și să o facă. Domnul Dumnezeu, administrarea de acolo nu sunt al Om Silva, sunt al unor firme care exploatează pădurea. Da, domnule, și sunt în contract cu Om Silva. Niște muncitori care stau acolo. Bun. Am fost, alaltă era discutat cu directorul domnul Sepa, cu domnul Ghelase, pentru că, între timp, dacă tot ați adus discuția de zi, ce spunea asta... Prost, da. Între timp, o chestiune pe care nu știe toată lumea și pe care am descoperit-o în vara asta, Comuna Mănăstirea Cașin este atinsă în partea de sud-vest, de un traseu european de 1200 km, de un traseu de drumeție, care se numește Euro și traversează România de la nord, tot apul Carpatic și iese pe la drobeta Domnului Severin prin sud-est și își urmează drumul prin Serbia. Iar traseul ăsta de 1200 km, pe tronsonul de 22 km între Brețcu și Soveja, atinge o porțiune și de Mănăstirea Cașa. Informațiile da. Chestiune extraordinară, pentru că este un traseu european, așa cum vă spuneam. Drumeții încep să se facă foarte multe și sunt foarte mulți oameni interesați de chestiunile astea. Mai ales că între timp a avut loc și o acțiune a jandarmilor de comemorare sau în cinstea celor 100 de ani de la Unire, care au urmat linia frontului, începând de la Mărășești și până la Cireșoaia. Pot să vă întreb o secundă? Mi-a zis ceva. S-a mutat crucea de la fântână de la Fiarina? Nu s-a mutat. Am luat-o de acolo. Am luat-o ca să refacem fântâna... A, nici am s-a luat. Am dat-o în lucru. Acum lucrează Marin Zăreu, lucrează la... Ceva ce am luat-o de acolo? Nu, am luat-o noi, am luat-o mai multe serii, dar am luat-o acum ai luat-o la Marin Bărbeu și am luat obligația că o face exact așa cum este ea. În nituri, cum începe pe... Lem și așa mai departe. Da, zicea că fix sofisticat. Să o pună în capăt. Nu, nu, nu. Deci e clar. Nu. Noi vrem ca. Vrem ca până la 8 noiembrie să restaurăm acolo și să facem fântâna cum. Nu, cum a fost. Să o reabilităm. În fine, vă spuneam de acțiunea jandarmeriei care a urmat linia frontului și a intrat în Mănăstirea Cașin pe jos echipa de jandarmi montani. Au intrat pe la fântâna lui Ferdinand, venind despre Țoveja și au parcurs, au stat pe teritoriul Comunei Mănăstirea Cașin, începând de luni, marți, miercuri, 3 zile, da?
au povăsit în poiana războiului în noaptea de 19 marți, chiar dacă era o ploaie torențială. Marți pe miercuri au rămas la Praia Primului, după care miercuri seara au coborât la Uituzi. În fine, cert este că odată cu echipa au fost trei echipe de filmare, una de la TVR și însoțită de producătorul Dan Burlac. Dan Burlac fiind cel care lua Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Și vă spun că producătorul Dan Burlac a stat cu sacul în spate și cu pelerina în ploaie în 3 zile și a filmat toată zona asta, iar la sfârșitul lunii septembrie vom avea o inaugurare, o lansare a filmului de 24-25 minute. Prima lansare va fi la Institutul Francez în București, iar a doua lansare va fi în curtea Bisericii Mestre Acașe, cu o expoziție de autor de exterior, privind unirea și primul război mondial. Asta e ca o paranteză, așa, ca să vedeți de unde au plecat chestiunile cu Diego. Între timp, am chemat președintele Asociației Atelierii Montane din Sibiu. Și a venit domnul președinte aici, a stat două zile la Mănăstirea Cașin, a văzut traseul. Și sâmbătă și duminică vine un specialist ca să ia reperele, să ia punctele topo și să punem, să marcăm traseul și să refacem. Asta fiind un prim pas. Al doilea pas va fi constituirea unui traseu. De ce constituie refacerea acestui traseu? Practic marcarea, nu refacerea. Practic marcarea traseului. Pe el, traseul ăsta de 1200 km este împărțit în porțiuni. Iar pe România există niște pliante, iar traseul ăsta din care facem și noi... Dar există cărărui ceva? Există și el, noi am parcurs doar, el practic urmează drumul care despoate Mănăstirea Cașin de Soveja și de... Spre Neța este drumul de la Uituzi, deci de la Hânja. Exact, de Dulneci, Soveja și așa mai departe, da? Iar ei acum vin cu semnele convenționale internaționale și le plantează pe ca să poată orienta drumul pe... Asta e un traseu omologat. Propunerea noastră va fi să facem un traseu cultural istoric pe ceea ce înseamnă linia frontului. Iar ei să ne ajute să-l omologăm. Și avem promisiuni și din partea Salvamont Bacău ca să putem să omologăm traseul ăsta și să putem să-l dăm mai departe. Trasăm și așa mai departe. Ceea va fi un lucru foarte important. Da. În cazul toate cuiburile astea de mitralieră ar trebui făcute. Cuiburile de mitralieră au fost făcute în perioada interbelică. De 86 ar trebui să... Erau făcute în perioada interbelică. După preurile. Ar trebui conservate. Conservate, aia conservate. În anul 40-43. Nu mai am nume, sunt Vreau să vă întreb în ce stadiu mai este proiectul ăla pentru extinderea rețelei de gaz la Cașin. Deocamdată doar întâlnire cu proiectantul. Mi-a promis că am proiectat când ne întâlnim să mai stabilim. Ei au început la proiectantul. La proiectantul? Nu știu eu, el lucrează, bă. A, dar n-am început. Și dacă aveți în vedere marcarea unei suprafețe de pădure pentru populație, pentru lemn de foc. Deci, la intrarea Victorina, există o partidă, nu am APV-ul aici în față, dar vor fi 900 de metri cub de lemn de foc. O să facem propunerea ca prețul lemnului de foc să fie între 150-160 de lei, tot cu TVA. În condițiile în care m-am interesat, lemnul de foc ajunge aproape la 300-400 metri cub, da? Ar fi un preț rezonabil. În condițiile, deci la rampă,
iar el acum ajunge la rampă 210 mm. Iar din discuțiile pe care am șeful de acolo, am ajuns la concluzia să facem o adresă pe care se cere ca eu să fiu 155-160 de metri. O să înceapă după 15 septembrie. Și câți metri cu metri? Exact cum erau noi, de la 5 metri cu. Deja? De la tot sus. De la, pentru că poți să ții și 10 metri cubi, dar... Dacă ai de vreo să dacă ai de nume, da. Nu spun, eu spun o calitate minimă, nu știți. Aproape. Să ajungă la Turcia, trebuie mai puțin. Da, și așa nu e tot. Mai puțin 5. Dar ce ați luat metru? Mai puțin chiar și de 5. Dar ați luat metru de fum de fum? Nu, o să... Lemnul este și acum. Lemnul de foc este și acum. O partidă pe Haloș, la Cristeșoșu, la Haloș, la Bremen. Și la Bremen este lemn de foc. Acum, dacă vrem cine vrea să ia. Dar prețul e mai mare. În jur de 170. 170? 170, 170. Nu e așa mult. Nu e așa mult. Așa am înțeles. E la rapă sau? Depinde cine, din ce punct privește, da? Pentru că luând și comparând cu un preț de 350-400 cu cât dau firmele acum, nu e mult. Dar dacă îi spui lui tante Ileana, care săracă are o pensie de 550 de lei și abia își cumpără o căruță de lei, e foarte mult. Da. Păi atunci trebuie luat o măsură aici, vis-a-vis de chestia asta. Părerea mea este că populația din comuna Mânăstrăcașe nu poate suporta acest preț pentru metru cu bine. Și trebuie să crezi prețul. Care preț, domnul Bărbăr? La care te referiți? Nu asta de lei de foc. Păi v-am spus, mai jumătate atâta nu mai cum. Mai e subvenție pentru că... Domnul Belor, în condițiile în care noi am scădea, eu nu spun, dar am spus chestiunea asta și s-a mai discutat mult cu Consiliul Local. În momentul în care noi am scădea prețul, putem să-l dăm și chiar. Deci, câștigă căruțul care e încălădea de acolo și îl duce, pentru că nu va scădea prețul unei căruțe de lemn din Mănăstirea Crașa. Sunt nicio formă. Prețul lemnului va fi același. Deci noi nu influențăm prețul lemnului. Da. Prețul lemnului va face pe răușul. Și el va câștiga, nu va câștiga la Cade Ileana. Eu anul trecut am cumpărat cu 4 milioane, anul ăsta am cumpărat cu 8. Ca să spun, s-a mărit prețul. Trebuie găsit o soluție să nu mai facă ăștia ce ocupi aprobarea celălalt. Adică, noi am mergit acolo, adică eu am trebuit să-l penalizez tot pe ăla care nu beneficiază. Pentru că, vă aduceți aminte că la un moment dat am spus, ce e el care își vinde poata și nu și-o folosește, că e interzisă comercializarea. Până la urmă, tot pe tante Ileana, care nu are posibilitate să bucă să-și ia material, o penalizez. Pentru că ea săracă să face balabala, spune, băi, am aprobat 5 metri copt, iată, 3 și atunci și mie 2. Ca așa se întâmplă. Dacă eventual ați zis că până în 2020 se va rezolva problema
asta, era acum și, și canalizare trecută, înțelegeți, ca să le prepune. În proiectul POIN este prevăzută canalizarea cu stație de curat la casă. Pe proiectul POIN, care, care îl... Trebuia recomandată să descurcați mașința de terenul. Nu, era o propunere ca să participăm și noi la ajută. Să participăm și noi cu mașința. Pentru că am dat s-au descurcat ei cu... Și mi-am zis despre noi... Da, nu ne-am putut să merge, da? Ați înțeles? Deci, sunt două proiecte. Noi trebuie să ne finalizăm tatarea și să dăm drumul la sistem. Iar CRAP-ul, compania de apă plată, vine cu o extindere a sistemului, care o știți că și care a discutat-o, plus canalizare. Deci ăla e, un, ăla e pe infrastructura mare, programul operațional de infrastructura mare. Mai formulește-o dacă... Nu, asta e. A doua, o să mergi. Știți că a trecut în patrimoniul comunii drumul spre Trăieștean, de la Bruxelles. Eventual nu s-a mișcat nimic, ar trebui completat găurile, dacă e nenorocire, se circulă foarte greu, numai găuri se formează părți, toți proprietarii de vile de acolo să trebuie cu mașină. Ar trebui rezolvată treaba. A s-a pus o mașină de piatră acolo, chiar la colț, acolo la intersecție, unde la Fânarul, Gina Fânarul, acolo, dar e patașul. Bătaie în jur, când ne-a dus și bolovani mari, cât capă acolo, domnule. Nici nu se poate trece pe scrie acolo. La ea post trebuie să reducă viteză și trebuie cu altuia. Nu se poate. Dar bătaie în jur, și acolo trebuia un pic de palat mai mic, mai mărunt. Trebuia ceva mai bun, așa, chiar pietre așa mari. Deci, se rezolve problema asta cu drumul ăla, domnule. Într-adevăr, cetățenii au o dreptate, plătesc taxe și impozite aici la noi. Și ei nu se pot folosi din drumul ăla corect, pentru că spui că mașini, pentru că mașini, pentru că mașini, iar proiecte și... Și la fel și drumul ăsta care este o zică de la... de acolo, de la Doi Pași, da, ați văzut că dacă ați trecut cumva pe la Călinul, zic că s-a format o, la ei, da, o fătroacă acolo mare, vă spun, când e baltă, poate treci cu piciorul. Domnul inginer, vă sunteți mulțumit cu găurile alea, să mergi cu anteiași pe două, cât praf se poate moarci în urmă. Da, ce bun și cu vitez, dar oricum, trebuie și el. În drumul bun, vreau cu praf, când nu poți să vieți. Da, vreau să dar eu vreau să vă mulțumim. Așa, foarte problemă, facem personal, dacă trebuie să vă aplicați. Cu tubul ăla de la Crețu, domnule, s-a formatat. Și acum, în urmă, ce curte de la deal, deci s-a format mâna aici și cu rândul dumneavoastră de bani, trebuie neapărat acolo, vulturi, scăpator sau ceva. Da, ați fost până acolo, domnule, să vă spune. A venit la mine. Mergeți până acolo, să vă uitați și spuneți poliția. Nu, da, mi-a spus că nu se poate circula acolo, nu pot nici să șează căsurile, nici... Eu v-am spus, trebuie văzut exact ce e acolo, că așa de vot. Iar eu am spus că aici și vă spune și de ce? Scos tubul afară și făcut din nou. Și repus. Da. Da. Dar am fost de 1500 de ani? Da, da, da. De 1500 de ani? Da, e bucata care nu a făcut ei. A, dar noi la 5 metri, nu? Mai mult mai scoare. 2 metri. Și la, când l-am pus, n-am putut să-l dăm capul meu. Și am dat și a rămas o bucată de scopitură, a rămas exact acolo, ca de roată. E acum dacă ar scoate afară să-l pună. Cu tot sau cu taf. Deci, taf și n-avea afară. A venit cu șterbătură, a venit deasupra. Și uitat, dar ții sunt noi la mai putut rostogolit, trebuia cu șterbătura aia jos. Deci cu s-a putea face cu taf. Hai, să ne auzim să facem mai tare și să pune să-l faci. Da, că atât ar fi. Da, da. Vreau să rețet, urcarul nu poate să intre oameni acolo. Nu poate să-și aducă frumele, nu poate să-și aducă frumele. La urcarul s-a pus acolo un pot de aia așa, dar de nici cu căruța nu trebuie. Da, acolo trebuie neapărat să fost. Și nici la să rețet acolo, oamenii sunt treabă. Ce se întâmplă? Asta la afară începe să râdă? Nu. Nu,
Acolo am stabilit, am făcut deja intrarea. Mâine se duce domnul Bicica să delimiteze acolo și să rezolvăm problema definitiv la intrare pe sănătățile pe la asta. Da, da. Deci mâine am stabilit deja cu proprietarul acolo, se duce și rezolvă. Cu amândoi proprietari și cu... Și cu Necu și cu... Și cu Acaro. Și doctorul, dar acolo la, la intrare la pot, neapărat spre la portare. Am auzit-o pe doamna premier că a dat-o să se verifice toate podurile. A venit și anul aici, la Iberia. În urma incidentului, nu vedeți domnul secretar, în urma incidentului din Italia a fost dat un ordin de ordonanță ca să se verifice toate podurile din țară. În afară de asta. Care pot face? Nici pot. Nu te stai regresă, când podul ăsta... La sănăția de Iberia. La Pisaca, la Pana, la Pisaca, așa am făcut. E autostrada aia? Da. E gravă de cel de potrivit. Știi. Bună ziua. Nu, așa. Domnul este la Pisaca. Noi tot am făcut, ba da, e un modest popular jos. Numai că e foarte mare, are 3 metri, ca se are 3 metri. Am făcut adrese către drumul de județenie, e problema drumului de județenie, nu avem noi cum să intervenim. Mai repetați acum, nu, și mai este o chestie, s-a făcut strada aia foarte frumoasă. Ați mai venit de vreo două ori. Deci, la trei zile, umplu două de la roabe de balas, unde mi se formatează podeșul. Toți cei care sunt în spate au balastul care îl pun în șanț. Să le ia. Înseamnă că aveți balastul gratuit. Da, puteți să le iau și le vând. Deci, nu ai balastul. Până balcar, dar până balastul. Dar nu este ok. Nu este ok. Adică dacă tot îți face, ai un serviciu, ai o stradă, ai un șanț. Ai o stradă adevărată. Ai o stradă adevărată. Ai investiții frumoase. Ai și. Cei din producere nu visau nimic, dar nu visau să iau strada la acea parte. Nici eu nu visam, dar am vrut să dăm în apășură frumoasă aici. Domnul Sfântul, domnul Sfântul. Vorbesc acum, nu în calitate de secretar, ca simplu cetățean al comunii Mănăstirea Cașa. Acum vreo 40 de ani, după ce am absolvit liceul de 5 ani, la școală, pentru liceul, m-am angajat la Carol. Ăla a fost primul meu de loc în mult. Pe vremea aia aveam un maestru la sculărie și mai la Foșă, nu știu ce, un aliez, un neamț. În momentul când cineva făcea o mică greșeală, zicea, nu știi, nu știți pe domnul? Cap de român, cap prost, cap de român, cap de gâsă. Cap de gâsă. Vă amintiți? Să rășea chelia cu cap de gâsă. Eram foarte revoltat de acea situație. Cum poate să spună părinții? Să ne jumească pe noi românii la noastră. Nu. A trecut timpul. Au venit evenimentele, ca să nu spun revoluția din 1989. Au venit evenimentele din 1989. Și am început să dă, să distrugem. Chimicul, cauciucul, rafinăria, butonul, etc. Am dat de 2 lei. Chimicul nu s-a distrus. Deoarece a fost un inginer, Chiriac Mihai, și a s-a dus la câtul Bărcelor. Băi, fă-te-o cu punga mare, dar dă-și-o atunci schimbă la cealaltă. Nu-i distruge de tot. Dar, care au fost la conducerea ca romului, Dumitreasa, cu toată truba de joc, au distrus. Tot. Au tăiat la fier vechi, domnule, și-au dat la țigară. Și-au dus în străinătate la fier vechi, strung, freze, raboteze. Chiar dacă erau învechite, așa. Mai mult, au distrus combinatul. Caromul era unul dintre combinatele de valoare. Mai producea cauciuc de foarte mare valoare. Găureanu a făcut linia 5 la E2. Nu vreau să mă rețin, nu că vă amintesc, da? Linia 5,
Era singurul producător de paracel din România. Da. Ok. Asta. Și au venit în Europa. Cineva spune, domnule, nu era rentabil. Domnule, îndeplinesc că spune cineva că nu era rentabil când parcare. Și era o de asta de fotbal acolo, în TCR. Dumneavoastră spunea, domnul general Cauciuc. Era plină de tiruri. Stăteau câte o săptămână în scumpele cauciuc. Vă amintiți? Bate vântul, cântă cu cuvierile în cauciuc. Așa. Și cu petrolul, așa. Deci nu am treabă cu niciun partid politic. E vorba de niște oameni care au fost la butoane și au zis, eu nu zic de partidul X sau eu nu zic de partidul X. De român zici. De român. Așa. Și încerc să cred că românul este prost. A, nu, 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 și-a văzut sarciul în căruță și așa, bun. Unde vrea să ajung? Unde vrea să ajung? Unde vrea să aici? Domnule consilier, s-a a trecut mai mult de jumătate din mandatul noastră la unii. Da? Perfect. Sunt unii din consilieri care nu i-am auzit decât până jurământul lor. I-am auzit. Dacă eu nu ar fi filmarea, numai după care, nu i-aș cunoaște voce. Vă spun sincer, pe onoarea mea. Iar pe unii care vorbesc, știu, în momentul ăla deschis gura și nu ce vrea să spună. Mă cred aceeași fără. Bun. Unde vreau să ajung? Vine iarna, domnule. Bine, vor veni votările și o să treabă bala sau moșul. Ce ai făcut, domnule, pentru mine? Pentru pământ. Domnule, nu se soare, apă, așa. Am stat cu apă la funcționă de 100 de ani și bunica și-a mărit la 90 de ani. N-a avut apă. Omul ăsta doi, trei ani, asta-i situația. Canalizare. Am avut vecio, o grădină și bunica și așa, și-a trăit 100 de ani. Bunicul. Așa. N-a avut treabă. Bun, acum era asta. Viața, așa. O să fie. Domnule, dar vine iarna. Iarna va să ușa acum. Lemnul cumpărând era privatizat. Da? Noi am dat pădurea comunei, dumneavoastră, așa, siliți de împrejurare, conform legii, deci, și eu am fost, n-a dat iată soluție, siliți de împrejurare, am dat în administrare pădurea, ocol din Sfântul Năstrecat. Direcție Sfântul Ceva Copului, ocolul Sfântul Năstrecat. Așa este. Dar, dumneavoastră, Consiliul Local, administrați această pădure, da? Deci, de ce nu s-a pus problema? N-am văzut, i-am luat un pic la dumneavoastră. Domnule, din pădurea, s-au scos 15.000 de metri cubi anul ăsta la vânzare, da? Care nouă îmi dă a treia, deci 20% din valoare, îi dă nouă. Bun, de ce nu s-a pus problema? Domnule, rupeți 1.500 de metri, îl dați, deci, la Consiliul Local, se pune problema. Domnule, 1.500, dai la populație. Domnule secretar, iar Consiliul Local, o priți opriți? Da. Cadrul de cadrul. Da! Dar sunt Consiliul Local, nu trebuie, dar sunt ea. Dar cine se dă? Adică știu eu. O părție local hotărăște cu cât se dă. Nu vrei o părție semnul să mă rupe acolo. Mă mă rog o părție semnul nu vrea să rupe acolo. Și îți dă 3 milioane, 5 milioane. Poți să dea și 100 dacă ești. Cum te cea neamță, da? Așa. Dar dată, părție local hotărăște. Doamne, mie îi dai 1.500 de euro așa. Nu? Am rețelea contractul cu tine. Nu? Mă duc în altă parte. Doamne, veniți cu partea... Dar nu, dar eu spun, eu am zis și cu asta, din această clip, eu nu mai spun niciun cuvânt. V-am zis, m-am luat proșu. Păi degeaba le-a spus-o pe masă, dacă nu știm cum e cadrul legal aici. Acum ce se spune în Consiliul Local? Vă din hotărâri din Consiliul Local, așa că de la păcate e mai bine. Da. În continuare, în ceea ce a spus domnul de eu, vreau să spun o evidență importantă la zonii industriale hidraulice și aici, care a fost distrusă de la cap la coadă. Mă voi referi în special la un eveniment care a avut loc în anul 1996 în Japonia, la o mare fabrică de cauciuc, fabrică imensă de cauciuc, care avea sub contract o mulțime de comenzi către Republica Federală Germană. Și a venit la noi să facem noi și cu urmă unui cutremur, fabrica aceea a fost pusă la pământ, pentru că Japonia, după cum știți, este o zonă foarte, foarte seismică. A distrus zina aia foarte importantă, că au fost în altă calitate. Acum, așa, japonezii erau puși în situația că nu puteau să livreze și să țină de obligațiile contractuale. Erau nebuniți și atunci au venit cu zonă credință în România,
la jertfă ce vreau de fapt. Și timp de 2 luni de zile, toată producția de cauciuc de la noi de la Unești a fost trimisă în Germania, de baloțe de cauciuc scriind fabricate în Japonia la Căbe. Căbe este, era o timp a fost refăcut. Și în felul ăsta, noi românii am scos de la, scuze de sfârșită doamnă, pe japonez cu i-am scos la liman producția mare de cauciuc pe timp de 2 luni de zile și pe felul ăsta ne-am sunat lucrurile așa cum este. Zic chestia asta pentru că vă dați seama ce importanță a avut fabrica noastră de cauciuc de la Unești. Nu numai ca calitate, pentru că ea nu permitea să le dai orice. Și constat că necazul a fost cel mai mare, că ungurii s-au apucat, s-au preluat proiectele de la noi și adică acum considerez o fabrică de cauciuc la Ungaria. Chestii care au văd că o preia și... Și vă mai spun ceva. Soția a lucrat la IOTA. S-a lucrat ani de zile la acea, cum să zic eu, la acea rețetă. Când era stat, domnul, de parfum. Nu, dar cum e tot așa. IOTA e o substanță care se pune pe autostrăzi prin ăsta, stratul de uzură, cum s-a spune, și mă reabilitate de foarte mult, da, cam și ani de zile, așa. A fost rețeta, da, dar au distrus și paromul și tot, așa. Da, producea polistiren expandat? Nu, deci era atât de ieftin, oameni buni, de nu te întreba nimeni, dacă ești cu s-a distrus. Mai deci ceva, a fost niște comentarii. Puteți să vă mâniți la... Nu, da. Nu mă, dar nu mai sunt mulți.